Războiul care m-a învățat să trăiesc, de Kimberly Brabaker Bradley. Capitolul 17. O nemțoaică? M-am uitat lung la Ruth, încercând să-mi dau seama care dintre cuvintele spuse de Lordul Thornton lăsau să se înțeleagă că era nemțoaică. Statistician? Susan mi-a pus mâna pe umăr. Dresda este un oraș din Germania, a zis ea. Lordul Thornton a oftat. Familia lui Ruth a venit în Anglia în iunie 1939, acum vreun an și jumătate. De când a început bătălia Angliei, părinții ei au fost ținuți într-un lagăr de prizonieri, nestăduind să obținem eliberarea tatălui. Avem nevoie de priceperea lui de partea noastră. Nu, n-o să primesc, a zis Lady Thornton. Sunt evrei, a insistat Lordul Thornton. Sunt refugiați. Un neamț rămâne un neamț, a zis Lady Thornton. Lordul Thornton s-a încruntat. Știi că nu e adevărat. Ruth nu ridica privirea. Avea obraji în flăcări. Eu mă holbam la ea. O nemțoaică. Văzusem soldați nemți în jurnalele de actualități. Ochii lor reci mi-aminteau de Hitler. Unii aveau mustăcioare pătrate. Era de ajuns să te uiți la ei ca să-ți dai seama că erau răi. Ruth avea părul negru, tuns scurt. N-avea mustață, evident. Nu-i puteam vedea culoarea ochilor, dar mie mi se părea destul de normală. Dar și spionul pe care îl prinsesem vara trecută arăta normal. Ba chiar vorbea engleză fără accent german. Cu toate astea fusese spion. Ruth era dușmanul. Trebuia ținută la închisoare sau măcar să nu locuiască împreună cu noi. Susan a oftat zgomotos. L-a studiat pe Lordul Thornton. Ne descurcăm, a zis. Ba nu, a spus Lady Thornton. Trebuie, a zis Lordul Thornton. E important. Nările lui Lady Thornton s-au umflat. A zis, suntem în război cu Germania. Fiul nostru își riscă viața ca să-i învingem pe nenți. Nu voi adăposti un dușman în casa mea. Știu și eu că suntem în război, s-a răstit Lordul Thornton. Înțeleg mai multe decât crezi tu. S-a stăpânit și și-a controlat vocea. Nu v-aș cere niciodată, ție și lui Susan, să faceți ceva compromițător. Vă asigur. Bineînțeles că nu, a spus Susan. Educația e un lux în vreme de război, a zis Lady Thornton. Jonathan a abandonat Oxfordul ca să lupte. Nu văd de ce ar trebui să punem educația acestei fete mai presus decât educația lui. Ai încredere în mine, a zis Lordul Thornton. Și ce o să le spun celor din sat? A întrebat vigilios Lady Thornton. Orice dorești. N-avem cameră pentru ea, a zis Lady Thornton. Aveți un dormitor liber, a spus Lordul Thornton. Acela este pentru când vine acasă Jonathan. Camerele libere sunt un lux în vreme de război, a zis Lordul Thornton. Lady Thornton a tras aer în piept. Mi-am dat seama că urma o furtună. Susan s-a uitat imediat la mine. Ada, a zis ea, duceți-o pe Ruth la etaj, tu și cu Jamie.